Eu nu am fost impresionat de ceea ce am văzut, de nivelul de tehnologie, de nivelul de organizare. Nu poți decât să feliciți și managementul și faptul că concernul Renault continuă să investească pe această platformă industrială. Nu rămâne decât să felicit aproape 12.500 de oameni care lucrează în schimburi pe această platformă industrială. Alte 1.500 de companii au de lucru prin comenzile date de la Dacia. Vorbim de 150.000 de oameni de această dată și vorbim de comenzi de 2,2 miliarde de euro. Este unul din motoarele economice ale României. 10% din exportul României este asigurat de Dacia. Am făcut un drive test cu noul model de Duster. Cum ar fi spus fiul meu acum câțiva ani, este bestială. Și o să profit de această ocazie să fac un anunț foarte clar. Din acest moment, Guvernul României și primul ministru al României va folosi un singur brand, respectiv Dacia. Brandul Guvernului României trebuie să fie principalul producător de autoturisme. Mașina mea, ca și prim-ministru, din acest moment va fi Dacia Duster. Cred că așa este corect în orice stat democratic și în orice economie. Cum în Franța mașina guvernului și mașina autorităților este Renault, în România mașina autorităților și a primului ministru trebuie să fie Duster. Aflat în Argeș, prim-ministrul României și-a amintit și cum și-a cumpărat pe vremuri prima mașină, un autoturism, Dacia. Ținut-o Dacia? Prima mașină și povesteam domnului CEO pe Europa cum am stat două zile în Pitești ca să cumpăr mașina Dacia. Trebuia să stai la o coadă și cum întotdeauna exista un intermediar care îți spunea, te întreba cu nonșalanță dacă vrei bord de CN sau ce culoare vrei. Tu fiind mai tânăr și mai fraierică, îi spuneai, cum, vreau și bord de CN. Și aia, bineînțeles că după două zile de așteptări, că trebuia să stai să-și plătești hotel și pierdeai bani, de fapt, cumpărai ce-ți dădea. Domnule prim-ministru, dar de la sfârșitul? Așa am cumpărat eu prima Dacia. Ciolacu a venit în Argeș și însoțit de doi miniștri și de șeful cancelariei primului ministru.